Salut! E ora 20:21, cam 2021, anul în care suntem, și e ora la care intru în direct ca să vă povestesc, eventual să vă răspund și la întrebări sau comentarii dacă vor fi, să vă povestesc cu ce mor de vânt mai luptu, ce baricade mai apăr, pe unde mai sunt și cu ce mă mai ocup, pentru că aud deseori replica: unde ai dispărut, Brega? Că mai difuzez câte o amintire pe care mi-o propune Facebook. Altă dată te vedeam mai des. Poate că s-a schimbat algoritmul de Facebook și atunci, abonat fiind la mine, vedeai mai des ce publicam. Poate că sunt pe alt meridian decât voi și de ce vă arată pe cineva care e în preajma voastră și nu mă arată pe mine. Eu de 4 ani sunt mutat la București, dar ați văzut de câte ori avem alegeri în stânga Prutului la Chișinău, alerg și încerc să candidez. Am candidat cu succes în 2019, dacă țineți minte, pe 24 februarie au fost alegeri, și am candidat în circumscripția 50, diaspora, dar pentru că concuram cu Maia Sandu, nu mi-au rămas multe voturi, dar am ieșit al patrulea, ceea ce mi-a părut un scor foarte bun, după Maia Sandu, la scor aproape egal cu candidatul mafiei, candidata PD, și cu candidatul opoziției socialiste, la scor egal cu ei, un candidat independent mi s-a părut bun. Anul trecut, când am încercat să candidez, sau tot atunci, în toamnă, în anul cel în 2019, în toamnă, când am încercat să candidez la locale împreună cu câteva circumscripții, n-am fost lăsat. Chiar dacă am adunat destule semnături, n-am fost lăsat. Dar tot am fost la Chișinău, tot am strâns semnături, mai ales prin suburbii, pentru că încercam să candidez în circumscripția 33. Tot independent am vrut să candidez. Anul trecut, iată, mă aflam în România și am încercat să candidez și chiar am candidat împreună cu Partidul Verde. Iată aici în spate, la mine scrie verzei.ro, pentru că din martie anul trecut sunt și membru în Partidul Verde. Unii se arată, și unele se arată dezamăgiți, dezamăgite de ce spun, ce fac eu. Dar asta poate pentru că și-au făcut impresii greșite inițial despre mine și au crezut altceva despre mine, sau poate, admit, pentru că între timp m-am schimbat și eu. De exemplu, atitudinea mea față de nație, față de drepturile colective, față de unire cu orice preț, cred că s-a schimbat, pot să zic că s-a schimbat atitudinea mea față de scrierile lui Paul Goma, care era și încă rămâne scriitorul meu preferat, dar îl tratez cu atitudine diferită acum când vine vorba despre scrierile lui legate de evrei, da? Despre Basarabia și evrei, despre cartea aceea în care pretinde că evreii și-au cerut-o și-au provocat masacrarea lor. Cu asta nu pot să fiu de acord. Am difuzat și pe pagina, pe profilul meu, pentru că acum suntem doar pe pagina. Deci, poate că unii și-au schimbat atitudinea față de mine, pentru că eu mi-am schimbat atitudinea și comportamentul față de anumite evenimente. De exemplu, eram membru Gender.com, după care m-au dat afară pentru că le ceram să respecte statutul și prevederile legale, și s-a schimbat atitudinea mea față de, nu neapărat membrii, dar față de liderii Gender.com. Dar și membrii poartă o anumită vină, pentru că s-a pus la vot. Ca acum 20 de ani, când mi-au închis emisiunea Hyde Park la Antena C, s-a pus la vot și majoritatea colegilor din Gender.com au fost de acord cu excluderea mea din rândurile organizației. Deci s-a schimbat atitudinea mea față de anumiți oameni, față de anumite evenimente, de exemplu față de Domnica Cemortan, față de Maia Laguta, s-a schimbat atitudinea mea și față de Maia Sandu. Vă spuneam, acum 2 ani concuram cu ea, dar imediat după aceea, când a candidat la prezidențiale, am susținut-o. De fapt, o susținusem și 4 ani mai devreme, când candidase la prezidențiale prima dată. Eu mi-am retras candidatura când am văzut că e că-s jocuri murdare acolo.
Acum, na, am anumite rezerve față de Maia Sandu și de partidul ei, dar am și multe lucruri bune de spus, pentru că între timp i-am văzut și le-am văzut, acele persoane le-am văzut la treabă. Dar eu fac ce fac de mult. Iarna doienele mi-ascult, sau cum era poezia clasicului. Continui să promovez libertatea de exprimare, în primul rând, și alte drepturi ale omului. De mult am aflat că libertatea de exprimare nu e un drept absolut și că are anumite limite. Am aflat asta și din probleme cu autoritățile și din instanțe de judecată și din cercetarea fenomenului și din hotărâri CEDO care spun, na, nici măcar nu e necesar hotărâri CEDO, citești Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10, și acolo spune, libertatea de exprimare e baza democrației, e fundamentul, e foarte important, ai voie să critici, să rănești, să doară, dar să nu inciți la ură, la violență, să nu încalci drepturile fundamentale ale altora. Și deci mă consider în continuare priceput în chestia asta, pot să zic că chiar expert, la nivel de expert. Totuși, mai ieri, când pomeneam dosarele noastre la CEDO, am constatat că nu avem niciun caz câștigat în baza articolului 10, în baza articolului 5, 6 și 11, da, dar în baza articolului 10 nu, sunt doar câteva cazuri acolo cu, se pare, Mitropolia Basarabiei, ziarul Flux și foarte puține împotriva Moldovei, care au fost câștigate în baza articolului 10, libertatea de exprimare. Dar mă mai pricep și la protest. Iată, tot azi dimineață difuzam o amintire despre primul protest inițiat, organizat de mine, aici în România, anul trecut, în fața Administrației Naționale a Penitenciarelor. Și între timp am mai protestat tot la ANP, tot la Ministerul Justiției legat de situația dezastruoasă din penitenciare și am participat la multe alte proteste inițiate, organizate de alții. Pentru că prețuiesc și acest drept fundamental, dreptul la întrunire și asociere, care e consacrat de articolul 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și mă consider chiar expert în organizarea de proteste pașnice legale. Știu că și acest drept nu e unul absolut, ai dreptul să protestezi oricând, oriunde, dacă o faci pașnic, conform practicilor CEDO și conform standardelor europene, dar legislațiile statelor membre în Consiliul Europei sunt diferite și iată, de exemplu, în Federația Rusă poți să invoci cât vrei practicile CEDO sau standardele europene, că acolo miliția, poliția lor te bagă la zdup dacă ieși acum să protestezi, să-l aperi pe Alexei Navalny, de exemplu, sau cu orice alt motiv dacă protestezi. La fel mă tem că se întâmplă dacă mergi acum la ambasada Federației Ruse din București să protestezi și nu ai notificat din timp cu 3 zile înainte mitingul sau adunarea publică, cum se numește conform legii 60 din 91. Vă dați seama cât de veche e legea asta românească și de mult e timpul să fie schimbată. Iată, s-a schimbat de câteva luni și guvernarea aici în România, dar încă nu se grăbesc, nu se înghesuie să schimbe legea despre întruniri și rămân încă cu acea lege care permite abuzuri polițienești, mai ales jandarmerești, că jandarmii sunt cu ordinea publică, dincolo de Prut sunt carabinierii, dincolo de Prut sunt jandarmii. Precizez că acum sunt la București, în drumul taberei, zilele următoare s-ar putea să ajung la Chișinău, Urhei, Bălți, Pepeni, etc., etc. Dacă vrea cineva să participe cu mine în discuție, mă puteți suna pe Facebook Messenger, și o să încerc să vă integrez aici în discuție, dacă o să vreți să vorbiți cu audio măcar sau cu camera video. Pe Viber, iată, e afișat aici sus numărul meu de acces pe Viber. Nu mă sunați pe WhatsApp că nu pot să răspund, nu vă pot integra prin computer în această discuție. Sau pe Skype, mă numesc curaj.net. Mă numesc și inamicul public, dar răspund doar pe telefon cu inamic public. Cu inamicul public, nu și pe computer, deci nu vă pot băga în discuție cu mine. Sau comentați și comentariile voastre, fie că sunt întrebări sau fie că sunt atitudini, le voi citi acuși și voi reacționa la ele.
Așadar, continui să fac ceea ce am făcut și la Chișinău, sau continui să fac asta chiar la Chișinău când ajung pe acolo. De 4 ani sunt la București, implicat pe baricade civice, continui să apăr drepturile omului în general. V-am zis că am protestat și am apărat oameni din închisoare, am fost la Pride, la marșurile diversității, ca să apărăm drepturile fundamentale în cazul persoanelor LGBT. Ați auzit că azi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru că încalcă, prin lipsă de legi, drepturile la identitate pentru persoanele transgen, mai ales dreptul de a scrie în acte identitatea sexuală pe care o dorește, o decide omul. Și am auzit de la știri că doar 50 de persoane până acum, indiferent dacă au făcut sau nu operație plastică de schimbare a genului, a sexului, au reușit să-și schimbe identitatea în acte. Doar 50 de persoane din aproape 20 de milioane de cetățeni români, dintre care se presupune că 1%, 2% s-ar putea să fie persoane trans și care ar avea nevoie de o astfel de schimbare de gen în acte. Dar birocrația românească e foarte glodoasă, nici măcar rigidă, dar mocirloasă și pune piedici de tot felul care te descurajează și poți să ajungi să mori și să nu mai ajungi cu acte așa cum îți dorești, cu numele pe care îl dorești și identitatea sexuală pe care ai ales-o. Deci, pentru că acești oameni, persoanele LGBT, sunt dintre cele mai disprețuite, marginalizate, supuse discriminării în societate, am grijă să le apăr. De asemenea, apăr drepturile romilor, tot o categorie socială, etnică, foarte marginalizată, foarte persecutată. Și de asta m-am oferit ca voluntar la asociații ca RSL, de exemplu, particip la proteste în apărare drepturilor romilor. Am pichetat ambasada Franței, ambasada Italiei, când acolo erau încălcate drepturile unor etnici romi. Sau protestez aici, la instituții de stat, tot cu organizații de romi sau ONG-uri de drepturile omului. Îmi pasă de mediu, tot mai mult îmi pasă de mediu. Iată de ce primul partid la care am aderat în viața mea, prima dată am devenit membru, la Partidul Verde din România. Deocamdată mă gândesc dacă să ader și la Verzii Ecologiști din Republica Moldova. Va trebui să ne facem planuri împreună cu ei sau alături de ei pentru alegerile anticipate, pentru că sperăm că în Republica Moldova anul ăsta vom avea alegeri anticipate, cam toată clasa politică, mai ales cea din opoziție, din opoziția extraparlamentară, își dorește alegeri anticipate, sperând că o să intre în Parlament, dar cei care au prins un loc în Parlament doar de formă, doar formal zic că vor alegeri anticipate, dar de fapt nu fac nimic și iată, reproșează Maia Sandu că de ce nu propune ea o candidatură la funcția de prim-ministru ca să o accepte și după aceea să nu accepte nicio inițiativă a acelui guvern pentru că ei au majoritate în Parlament. Nu e așa că e ușor să pui piedici când nu vrei să meargă lucrurile bine? Să vedem pe unde va scoate cămașa Maia Sandu și partidul care a înaintat-o la funcția asta. Ea acum nu mai e membră de partid, dar oricum contează pe suportul celor din fosta platformă, da. Dar asta înseamnă doar un sfert, doar foarte puțini deputați și deputate. Majoritate în continuare o au socialiștii cu extremiștii lui Șor și cu oportuniștii supuși mafiei care erau cândva sub oblăduirea lui Plahotniuc. Așadar, sperăm că va fi anul ăsta, vor fi alegeri anticipate, dar e foarte posibil să avem un stabilizez de 2 ani până le expiră mandatul, până la alegeri ordinare și hărțuirea președintei alese. Cu toate că ea, iată, face eforturi mari de a scoatere din anonimat și din izolare internațională a Republicii Moldova, prima
vizita oficială a fost la Kiev, primul oaspete oficial a fost Klaus Iohannis la Chișinău și acum, iată, se pare, relatează de la Bruxelles, unde s-a întâlnit cam cu toată lumea posibilă, și cu Codruța Kövesi și cu Ursula von der Leyen și chiar cu regele Belgiei, cu diaspora noastră de acolo. Face ceea ce știe mai bine, să vedem ce va reuși. N-ai nicio propunere de la Maia Sandu, mă întreabă Nicolae Arpente. Nu, și nici n-ar trebui să primesc propuneri de la Maia Sandu. Am zis mai devreme că ea nu mai e membră de partid și ea n-ar mai trebui să se ocupe de organizarea vieții politice în Parlament. Ea ar trebui să fie deja președinta tuturor. De aceea păstrez legătura și comunic cu colegii ei din partidul PAS și n-am propuneri, le-am propus eu colaborare și ei mi-au zis da, vom avea concurs pentru alegeri și te vom anunța despre regulile concursului, deci mă au în vedere pentru eventuale activități electorale, dar deocamdată, cum am zis, situația politică e de așa natură încât nu se vorbește nimic despre alegeri. Curtea Constituțională, ați văzut, n-a admis că Parlamentul s-ar putea autodizolva, deci va trebui găsite alte variante de a-l dizolva. Vladimir Voronin a zis, propuneți-mă pe mine, Renato Usate a zis, propuneți-mă pe mine, probabil și Andrei Năstase vrea și el să fie propus, sperând că vor fi votați și că vor guverna măcar o săptămână, măcar o lună. Dar asta nu rezolvă problema. Parlamentul poate fi dizolvat doar dacă nu este votat de două ori guvernul. Dacă nu se formează o majoritate. Pe când socialiștii cu Șor și cu transfugii de la Plahotniuc nu vor să formeze o majoritate formală să-și asume guvernarea. Dar au interesul să o saboteze pe Maia Sandu și atunci îi vor accepta orice propunere de cabinet, orice guvern, dar nu vor accepta inițiativele acelui guvern și îl vor destitui și vor accepta și vor aștepta o altă nominalizare și tot așa poate să brăcuiască guverne în fiecare săptămână sau lună, cum s-a mai întâmplat în Italia, cum s-a întâmplat în Belgia, se pare că a fost o criză de vreo 2 ani, n-aveau guvern, probabil numai unul interimar, cum avem acum în Republica Moldova. Dar în Italia se pare că se schimbă de 2-3 ori pe an guvernul. Și e foarte posibil și în Moldova să fie așa ceva. Astea sunt riscurile pluripartitismului și a partidelor mici, care nu au o majoritate de unele singure, dar eu cred că e mai bine așa decât să avem o stabilizeți ca pe timpul lui Voronin, când acela deținea generalul de miliție 71 de mandate din 101. Iar după aceea, când i-a mai scăzut ponderea, oricum a fost votat și de PPCD-iști, altădată unioniști și pro-europeni și anticomuniști, și de democrații, cu, țineți minte, Oleg Serebrean și cu Vlad Filat și cu alții școliți în Europa și în Occident. Deci, decât așa stabilizeți, ca pe timpul lui Voronin, a avut două mandate și cu guvernare nesuferită comunistă, mai bine... Eu prefer instabilitatea de acum, pentru că avem în fiecare săptămână ocazia să-i vedem la față pe toți, pe rând măcar, sau măcar pe unii. Așadar, cu ce mă ocup eu? Implicat în viața politică, nu prea am timp de viață personală, dar am știut la ce... mă supun, care sunt riscurile, mi-am asumat și de asta mă întind cât mă ține plapuma. Am venituri mici și cheltui foarte puțin, nici nu e necesar la mers pe bicicletă, nu plătești bilet în transportul public și gătind acasă nu plătești mâncare în restaurante, cafenele, oricum ar trebui să fie închise acum, dar acum mi-am adus aminte că am filmat la Afi Cotroceni niște cafenele aparent deschise, dar îngrădite cu niște chestii de peliculă și asta mi se pare periculos pe timp de pandemie. O să le public acum și chestia asta. Deci nu mi-ar ajunge bani din ce venituri am eu acum să mănânc la
cafenele sau restaurante și e foarte bine că mănânc sănătos acasă. Iată, mă lăudam tot mai ieri. Sunt deja al cincilea an, am început al cincilea an de regim alimentar vegan. Nu mănânc nimic de origine animală. Asta nu înseamnă raw vegan, adică nu mănânc numai crudități, dar mănânc doar mâncare vegetală și nu numai iarbă, cum cred unii, ci și fasole, și crupe, și macaroane, dacă sunt fără ou. Și semințe, și rădăcini, și tot ce vrei. Pentru ce trebuie prezident dacă nu poate rezolva nimic? Întreabă Zinaida cu Adrian Păpușoi. Nu știu care dintre ei întreabă, dar au amândoi același cont de Facebook. Președintele are o funcție cam simbolică în Republica Moldova, așa a fost gândit de-a lungul istoriei, așa au fost limitate drepturile și împuternicirile. Iată, se ocupă de politică externă și, cum spuneam, Maia Sandu face foarte bine politică externă și scoate din izolare Republica Moldova. Igor Dodon n-a avut niciodată vizite la Kiev pentru că s-a scăpat cu vorba și a zis că Crimeea e pământ rusesc, ca să câștige bani de la Putin, și de asta n-a fost primit niciodată la Kiev. Și pentru că era un anti-român și anti-european, n-a fost niciodată primit la București. Și nici n-a fost în vizită Klaus Iohannis sau cine a fost până la el, Băsescu, președinte. Nu au fost în vizită la Chișinău pe timpul lui Dodon. Iată, Maia Sandu în primele 2 săptămâni deja a și fost peste hotare în vizite oficiale. Iată, și la Bruxelles e cu vizită oficială și restabilește relațiile internaționale. Mai are dreptul să dea ordine și medalii. Se pare că i-a dat un orden post-mortem lui Vitalie, nu e Vitalie, fratele lui Vitalie, Vlad Ciobanu, actorul care l-a jucat pe Eminescu în filmul lui Loteanu. A murit recent și de COVID și de cancer și ce mai suferea el la Iași. Actor de film, de teatru, regizor și profesor, se pare că de actorie. Am înțeles că i-a dat orden și lui Gheorghe Urski zilele astea, că a împlinit nu știu cât, 73 de ani. Asta poate face președintele și mai are dreptul să promulge sau să întoarcă la revizuire legi votate de către Parlament. Mai are dreptul să propună prim-ministru după ce se consultă cu fracțiunile. Și atât. Atâtea împuternicire are președintele. Deci, ce poate să rezolve? Unii zic, a, iată, s-a scumpit benzina. Nici guvernul nu poate să facă mare lucru dacă se scumpește benzina. Cu atât mai mult președintele, care nu are împuterniciri în materie economică. Și nu are guvernul de partea ei. Iar guvernul, după cum știți, e al lui Chicu, din echipa lui Chicu, ea l-a numit pe Ciocoi ministru de externe, fostul și actualul ministru de externe, dar l-a numit și premier interimar. Și nu poate să facă mare lucru Maia Sandu decât dacă ar avea un guvern de partea ei și o majoritate parlamentară. După cum vedeți, e greu, dar eu cred că e mai bine așa, când au bucăți de împuterniciri demnitarii, că altfel riscăm dictatură, totalitarism, cum se întâmplă în Rusia lui Putler, cum se întâmplă în țările Asiei Mijlocii sau în Azerbaidjanul din Caucaz, sau cum se întâmplă în Belarus. Iată, încă o țară totalitară. Eu nu cred că vă doriți situație de acolo cu președinți puternici ca pe timpul lui Voronin. Te vezi în Partidul Democrației Acasă? Victor Panainte mă întreabă. Nu am nimic împotriva acelui partid, chiar am colaborat cu el acum 4-5 ani când am candidat la primăria Capitalei. Am candidat din partea lor, chiar dacă am folosit sigla mea electorală, dar la acel moment nu era un partid foarte important. Era doar comparabil cu ratingul meu electoral de atunci. Ratingul meu electoral de acum nu e mult mai mare. Îmi permite doar să trec pragul electoral dacă aș fi lăsat să particip la alegeri.
Dar cu partid împreună n-aș putea trece pragul electoral pentru că independenții au prag nedrept, nedemocratic de 2%, partidele însă au pragul la fel de nedemocratic, nedrept, dar nu se compară cu independenții, de 5%. Și cu Partidul Democrației Acasă nu cred că aș trece pragul electoral. Chiar dacă Vasile Kosiuk e foarte activ, e foarte curajos, mai ales pe internet acolo. Și nu-mi place mai ales discursul lui Vasile Kosiuk ultima vreme. Lasă că îmblă în ie și cu cușmă de cărlan, e treaba lui ce imagine își creează. Dar felul cum incită la violență, asta e la limita penalului și e inadmisibil în politică. Înțeleg că asta te face popular, asta te face vizibil, dar eu sunt onegist de drepturile omului, mi-aș da cu firma în cap dacă aș accepta un astfel de comportament. Deci, mă văd în orice partid din astea democratice care imaculate, inclusiv în partid alături de Vasile Kosiuk, dar să văd și democrație internă în acel partid și să văd că este acceptată, de exemplu, această critică la adresa liderului partidului, despre care cred că are un limbaj populist periculos. Mulțumesc, am înțeles, de grabă ordine nu va fi, cum o furat așa și vor fura Zinaida sau Adrian Popușoi. Ordine va fi când vom dori noi o masă critică de cetățeni și vom pune umărul ca să fie ordine. Deocamdată nu avem ordine pentru că prea puțin ne dorim chestia asta și încă mai puțin punem umărul. Eu consider că cetățenii trebuie să dorească să fie ordine, să se respecte legile, să funcționeze instituțiile de stat și să facă eforturi ca aceste instituții de stat să funcționeze, ca legile să fie cunoscute și să fie respectate. Cum? Protestând, făcând petiții, acționând instituțiile de stat în judecată, promovând aceste legi și implicarea civică, așa cum face Brega sau mai bine decât Brega. Da? Dar dacă stai acasă și aștepți să schimbe lucrurile pentru că ai votat-o pe Maia Sandu, nu o să meargă lucrurile pentru că democrația implică și participare și implică mai mult decât dreptul la vot. Cetățenii au multe drepturi și dacă folosesc numai unul dintre ele, celelalte riscă să fie încălcate. De exemplu, dreptul la libertate, dreptul la protest, dreptul la exprimare. Trebuie exercitat periodic să te convingi că îl poți folosi, că îl ai, că ți este respectat. Dacă nu, s-ar putea să te trezești într-un stat totalitar, să vină și după tine să te aresteze sau să te împuște și să zici, da, cum așa, pe neașteptate? Nu a fost chiar pe neașteptate, doar că n-ai atras atenție când se încălcau drepturile altora, când se încălcau legi. Deci, ordine va fi în Republica Moldova când vom ști legile cum trebuie făcut ca să fie ordine, vom critica legile dacă sunt greșite și vom cere schimbarea lor, cum iată eu cer schimbarea legii 60 din 91 de aici din România, măcar să copieze moto-moto vorba lui Voronin, legea 26 din 2008 din Republica Moldova, eventual să înlocuiască, acolo se numește legea întrunirilor, aici las-o să o numească legea adunărilor publice. Atâta las schimbe, doar expresia asta și să-i dea alt număr. Dar să o copieze pentru că legea moldovenească e mult mai bună decât legea românească, mai ales că e și mai nouă. Aia e din 2008, asta e din 91. Deci depinde și de noi dacă lucrurile vor fi bine și asta e una dintre valorile și comportamentele pe care le promovez și le apăr. Democrația, statul de drept, funcționarea legilor și a instituțiilor de stat. Astea sunt principii de bază și în programele mele electorale când candidez, independent sau cu Partidul Verde aici în România. În România degrabă nu vor mai fi alegeri, abia în 2024 s-ar putea să fie 4 runde de alegeri. Aici nu se suprapun alegerile și alegerile primele cred că vor fi europarlamentare în primăvară, în mai, după care vor fi prezidențiale, după care vor fi locale, după care
vor fi parlamentare. Deci tot anul 2024 s-ar putea să fie patru runde de alegeri. Și până atunci trebuie doar să încercăm să punem umărul, să construim Partidul Verde, să-l facem bun, vizibil, ca oamenii să aibă și să-l perceapă ca pe o alternativă. De data asta, nu știu de ce, li s-a părut mai strălucitor aurul lui George Simion, li s-a părut partid justițiar, dar eu cred un partid populist, mincinos și găunos. Și sper că oamenii în acest mandat de 4 ani vor fi dezamăgiți de acel aur și vor căuta o alternativă credibilă, civilizată. Mai ales că problemele de mediu ne vor afecta și mai mult în următorii ani. Vom observa fenomene extreme la scară locală și globală și vom înțelege că e necesară o atitudine nu doar politică a guvernelor sau interguvernamentală, ONU și alte organizații mondiale, ci și o atitudine a noastră, a cetățenilor, mai responsabilă, mai serioasă față de mediu. Și atunci ne vom interesa și de platforme politice verzi. Poate va deveni popular atunci și în România și în Republica Moldova, Partidul Verde, poate unit cu cel ecologist, sau poate vom crea aripi ecologiste verzi în partidele existente deja mai progresiste. Totuși, vă avertizez că doctrina verde nu e doar despre mediu sănătos, despre verdeață și defrișări. Doctrina verde e și despre drepturile omului, despre diversitate, despre pluralism de opinie, despre funcționarea legilor, lupta cu corupția. De asta m-am potrivit foarte bine cu profilul meu de ONG-ist, de apărător al drepturilor omului. M-am potrivit foarte bine cu Partidul Verde din România. Tudor Scafari mă întreabă ce spun de aur, dar el mă întreba asta fix când spuneam despre aur că sunt o mișcare populistă. Sunt total incompatibil cu ei și pentru faptul că eu, spre deosebire de ei, port mască și promovez purtarea măștii și am încredere în știință, nu în ce spune biserica, de exemplu. Eu respect dreptul omului de a crede în miracolul apei sfințite, de exemplu, că azi cei care sunt ortodoxi de rit vechi sărbează boteaza, că ei nu zic bobotează. Respect dreptul vostru de a merge la biserică, dar când vă văd că mergeți să pupați mâinile popii sau să pupați icoane, moaște, asta mă pune în gardă, mai ales pe timp de pandemie, pentru că ignoranța voastră, credința voastră oarbă în puterea vindecătoare sau protectoare a acelor obiecte poate duce la răspândirea virusului nou, coronavirus, sau chiar a hepatitelor, a herpesurilor, a tuberculozei, a dizenteriei și altor boli și puneți sănătatea publică în pericol cu această insistență a voastră de a respecta tradițiile, de a vă scălda în mare, în râu și de a bea apă din butoi în care s-a scăldat, de exemplu, preotul din Trușeni. Căutați pe YouTube, o să găsiți video cu preotul de la Trușeni care se scaldă în aghiazmatar. Anastasia Gabriel mă sfătuiește să am grijă la stres. Nu, Gabriel Anastasiu, scuze. Mă sfătuiește să am grijă la stres și eu vreau să-l liniștesc că am învățat să gestionez stresul. Cândva m-a afectat foarte mult stresul, mai ales când începusem să lucrez la televiziune, în emisie directă. Mi-au apărut primele simptome de gastrită. Dar după aceea m-am luat în mâini și am învățat să gestionez emoțiile și situațiile de stres. Și acum trec chiar și prin situații foarte tensionate, de violență verbală și fizică, trec cu oarecare detașare și ușurință
pe care nu mi-aș fi imaginat-o cu mulți ani în urmă. De aceea pot să vă împărtășesc din experiența mea dacă vreți mai multe detalii. Așadar, dacă vrea cineva să participe cu mine în direct, să pună întrebări sau să comenteze ce am spus eu despre religie, despre Maia Sandu, despre Partidul Verde, despre ce am zis eu acolo, despre drepturile LGBT, de exemplu, mă puteți apela prin Messenger, mă numesc Oleg Brega, sau prin Viber, e afișat numărul pe ecran, sau prin Skype, mă numesc curaj.net, sau căutați-mă cu numele meu Oleg Brega și o să găsiți cel puțin două conturi ale mele, acesta curaj.net sau inamicul public, îl am încă de la emisiunea care mi-a fost închisă de către Jurnal TV după 3 ani de emisiune, de emisie, de tot așa, interacțiune în direct la TV. Deocamdată emit mai mult pe rețele sociale, pe Facebook și pe YouTube. De pe canalul meu de YouTube mă întrețin, mănânc de acolo, pentru că publicitatea pe care o permit pe clipurile mele, pe cele câteva zeci de mii de clipuri, o împart cu AdSense și jumătate din venituri pe care le încasează ei, mi le dau mie. Și mai am cont pe Patreon, unde am cel puțin 12 patroni care mă ajută. Erau 12 la începutul lunii, dacă nu greșesc. Și le mulțumesc foarte mult cu această ocazie celor oameni care voluntar, 14 patroni, scuze, 14 patroni și patroane, precizez, pentru că sunt și femei. Odată mă plângeam, dar s-a constatat că sunt și femei care mă ajută cu donații. Și iată, luna trecută s-au adunat 68 de dolari din donații. Cam tot atâta primesc și din publicitate. Mă mai ajută frații, mai lucrez cu fratele meu la fotografii comerciale, mă mai ajută Ileana, la care stau aici și dincolo. Și supraviețuiesc. Sunt deocamdată liber, dispus să mă bag în alte lupte civice și politice, dacă mă convingeți că merită să fiu de partea cauzei pe care o apărați voi sau de partea voastră, dacă e vorba de un caz individual. Mă sună cineva prin Skype, dar nu e vorba despre emisiunea mea, ci de niște colegi din Rusia cu care s-ar putea să intru acuși în direct să vorbim pe canalul Elenei Copălova, Dășiterovna. Pentru că la mine, iată, nu e foarte populară exprimarea în direct și deocamdată rămân să monologhez. Chiar dacă avem atâtea instrumente să polemizăm, să dialogăm, oricum mulțumesc foarte mult celor care au comentat sau au pus întrebări și m-au ajutat să cuvântez până acum, să-mi dezvălui ceea ce am anunțat de la bun început, pe ce baricade mai lupt. După cum vedeți, e o luptă pacifistă. În continuare rămân pacifist. Pe motive de pacifism am evitat armata în 92, când venise vârsta, vremea să fiu și eu înrolat. Atunci era și acum este în Republica Moldova armata obligatorie, dar fix în anul acela s-a inventat serviciul de alternativă. Acum se numește serviciul civil. Am invocat motive pacifiste și am lucrat 2 ani la stat, plătind un sfert din salariu statului ca să nu mă ia la armată. Și asta mi se pare minunat. Sfătuiesc pe toată lumea care nu vrea să meargă la armată să procedeze ca mine. Intrați pe site-ul serviciucivil.md, se pare că așa se numește. Serviciul SCC. Nu, se numește CSC.md, Centrul Serviciului Civil din Moldova. Patria servim prin muncă se numește. Și puteți invoca acolo motive religioase dacă sunteți martori ai lui Jehova și aveți certificat că sunteți parte din acea religie, dar acolo sigur știți, pentru că la voi la biserică vă spun că puteți obține astfel de certificat. Sau puteți invoca motive pacifiste. Probabil trebuie să aderați la vreun ONG, vreo organizație pacifistă, sau legea
moldovenească vă permite, împreună cu alte două persoane, să înregistrați un ONG pacifist și să militați pentru pace, pentru evitarea războaielor și în felul ăsta veți scăpa de armată. Acum serviciul civil e 12 luni. Eu se pare că am făcut timp de 24 de luni, 2 ani, făcut serviciul civil sau serviciul de alternativă, cum se numea el atunci. Cam atât. Dacă nu vrea nimeni să vorbească cu mine, voi opri și probabil voi intra în direct cu colegii mei din Rusia, care cel mai probabil comentează arestul care i-a fost dat azi sau ieri, 30 de zile lui Alexei Navalny, și oamenii ies în stradă. N-am prins proteste aici la București și n-am avut curaj să inițiez eu proteste, pentru că iată, sunt călare pe bagaje să plec la Chișinău. Dar la Chișinău, când ajung sigur, voi merge să protestez chiar singur. Am vuvuzelă tot timpul la mine. Voi merge să protestez la Ambasada Federației Ruse, ceea ce vă doresc și vouă. Cât e ora? O, e nouă. Încă mai pot face zgomot. Oricum, mulțumesc, noroc, ne vedem când ne întâlnim.